înființarea unei firme într-o o zi cu un cont, asta înseamnă și eliminarea birocrației când îți faci o firmă, dar declarații proprii răspundere de conformare și apoi, ca în toată lumea civilizată, organul respectiv îți iei după site ce trebuie să ai, nu știu, care două extintoare, că trebuie să ai un anumit flux de, sau un anumit circuit al mărfurilor, ți le iei frumos după site-ul respectiv, le respecti, e organul respectiv când vine post, atunci da, bă, scrie că trebuie să ai două uși și două extintoare, da, le ai? Nu, la revedere. Dar nu stai două luni să plângi pe la toate ușile, șase luni, pentru 400.000 de ștampile, la 400.000 de ghișee, cu 200.000 de taxe. Nu, dacă durează mai mult de o oră chestia asta, înseamnă că nu mai funcționează. Declarații proprii răspunde. Foarte, foarte simplu. Încercăm să eliminăm, să eliminăm cât mai mult din piedicile puse firmelor de mai mulți ani. E sublim. Problema e sublim, foarte, nu, 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 cine e foarte simplu. Problema e determinare politică, asta e.